să vorbim așa mai detaliat despre tot parcursul tău în carieră. Știu că de mică mama te implica în tot felul de activități, erai la toate concursurile, la toate evenimentele împreună cu mămica ta. Când a început drumul tău spre ceea ce ești astăzi? Mulțumesc din suflet pentru această introducere frumoasă. Este foarte plăcut, dar niciodată, sincer, nu m-am considerat, nici acum nu pot să zic că sunt eu vedetă. Eu tot mă consider o fată obișnuită, doar că sunt foarte, nu știu, foarte, foarte norocoasă și mulțumesc în fiecare seară lui Dumnezeu că m-a ales pe mine, să am atâția oameni frumoși care mă urmăresc, care mi-ascultă melodiile, piesele, mă urmăresc de zi cu zi. Totul a început de la 13 ani, sincer, era o dorință de-a mea, îi spuneam mereu lui mama, mama, te rog, du-mă la canto. Am găsit pe Facebook, eu nu eram nici cu Facebook, nu știam, am găsit pe Facebook o școală de canto, de dansuri. Dar de unde a venit dorința asta? Ai văzut pe cineva? De la grădiniță, i-a zis educatoarea, vedeți, doamna Angela, că fetița voastră are un auz muzical. Știți că de obicei se zice așa la copilă și zic educator. Și mama a zis, Andreea, auz muzical, a zis, nu e adevărat, că eram foarte jucăușă, mama m-a dus la toate dansurile, la balet, eram, cum să zic, stăteam o săptămână la balet, ziceam, gata, mă dor picioarele, nu mă mai duc la balet. M-am dus la vioară, am făcut cursuri de vioară un an, am făcut pianul, însă nu mă regăseam atât de mult în toate domeniile astea, așa că la 13 ani am început să fac canto profesional de 3 ori pe săptămână, am făcut canto, cred că 4 ani sau peste 4 ani. Și canto, și dansuri, și actorie. Am început să merg la concursuri de muzică. Țin minte că primul meu concurs am fost foarte șocată pentru că luasem locul 2. Eu credeam că o să-mi iau mențiune, că e primul concurs. Și până acum, țin minte, a fost un concurs de la Botoșani, din România. Se numea Cheia Sol, ceva de genul. Am, cred că și acum am un vlog pe YouTube de la concursul ăla, mama mereu m-a însoțit, mereu a fost alături de mine și mulțumesc foarte mult pentru că cât de mult n-am spune că lucrați pentru visul vostru, nu contează ce zic oamenii, pentru mine a contat mereu părerea mamei mele, a contat mereu susținerea ei, da, Lila! Și mulțumesc foarte mult pentru că a fost alături de mine. Spune-mi, te rog frumos, de ce crezi, ce ai tu ce nu au alții, încât lumea te-a primit cu brațele deschise și pur și simplu lumea e nebunită după tine, ai milioane de fani. Pe TikTok, în acest moment, ai peste 5 milioane de urmăritori. Da, am făcut de curând 5,2 milioane de urmăritori. Le mulțumesc foarte mult oamenilor care sunt alături de mine. Ce am eu și ce n-au alții? Cel mai urmărit cont din țara noastră? De fapt, și din România. Cel mai urmărit cont. Există contul în România, doar că fac content pentru oameni care vorbesc engleză. Am înțeles. Dar contul care vorbește limba română ca mine, da, sunt topul. Vă mulțumesc din suflet, chiar nu m-am așteptat. Ce ziceam? Chiar nu pot să zic că am ceva ce n-au alții, sunt unică, sunt... Eu cred că sunt, nu știu, așa cum sunt eu, adică nu mi-a plăcut niciodată să mă dau perfectă, să zic, că eu îmi place școala, am văzut numai pe 10, sunt perfectă, n-am coșuri pe față, adică eu am vloguri pe canalul meu de YouTube în care povestesc despre coșurile mele, zic, uite cu ce mă dau, ajutați-mă, adică eu sunt mai mult ca, nu știu, suntem niște prieteni și poate pentru că am început totul dintr-o copilărism, să zic așa. Dintr-o mare pasiune. Da, și dintr-o mare pasiune, pentru că eu când eram mică, mi-e rușine să zic, aveam vreo cât m-am, 8 ani aveam, eram la bunica mea și aveam eu un telefon așa, vai de capul lui, aveam un telefon așa micuț, dar știam să filmez. Deci m-am dus la, cum se zice în română, acolo unde stau iepurașii, la bunica. La găinie, deci, coteți la iepurașii. Deci coteți de la micuț, eu eram slăbănoagă, atunci eram slăbuță. Acum am pus ceva kilograme pe mine și țin de că am intrat în cotețul ăla și făceam daily vlog. Aveam 10 ani, eu nu știu cum îmi venea în cap, ziceam, și cu voce din asta pițigată, cum avem, până prieteni suntem acum la iepurași aici, uitați, număram iepurașii, le dădeam nume. Cu siguranță nu postam vlogurile alea pentru că eram o fire foarte rușinoasă. Sincer, și acum sunt rușinoasă uneori când cunosc oameni noi, dar totul a început dintr-o pasiune, cum ai zis și tu, și mă bucur foarte, foarte, foarte mult că continui să fac asta, continui să lansez piese, continui să postez vloguri și... Oh, ce frumos a pus Leila aici, da, bravo, mama! Leila s-a obișnuit cu platoul nostru și s-a făcut așa, foarte comodă, ca la ea acasă.